Pompierii de la Istru Drobeta au intervenit ieri noapte la un incendiu ce cuprinsese un bloc de locuit de pe calea Târgu Jiului din municipiul Turnu Severin. Astfel, nimic a fost surprinderea unui membru al intervenției când a trebuit să vină și să stingă un incendiu chiar în apropierea locuinței sale. Am intervenit pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o casă de locuit din municipiul Drobeta, Turnu Severin, pe calea Târgu Jiului. Pompierii din cadrul Istru Drobeta s-au deplasat la locul evenimentului cu 5 autospeciale, poate și spun o ambulanță smurt și o autoscară pentru stingerea incendiului care se manifesta atât la acoperișul imobilului, cât și la camerele de locuit de la etaj. Pompierii au limitat extinderea incendiului la o altă locuință învecinată și au reușit să lichideze incendiul. Au fost afectate atât acoperișul imobilului cu o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, cât și camerele de locuit de la etajul acestui imobil. Cauza producerii evenimentului este în curs de stabilire la această oră. Este locuința părinților unui coleg? Da, din câte am înțeles, așa este. Imobilul este al unui coleg. Și era la serviciu? Nu am informații dacă este în tura de serviciu la această noapte.